Veste proastă pentru pășcăneni. Aleșii locali au anunțat că nu va mai fi organizată parada militară anunțată de 1 decembrie, Ziua Națională a României, în municipiul Pașcani. Asta deoarece plutonul de militari invitat de administrația locală la ceremonie nu a putut onora solicitarea. Potrivit celor spuse de viceprimarul municipiului, Cristian Rățoi, ziua va începe cu depuneri de coroane la monumentele eroilor de la școala gimnazială Iordache Cantacuzino și Protopopiat, iar de la ora 12 va fi un spectacol în piațeta Casei de Cultură. Întrucât unitatea garnizoană a militarei la Iași nu a putut să onoreze solicitarea noastră cu privire la un pluton de militari, am fost nevoiți să anulăm în acest an parada militară și s-a modificat programul în sensul că administrația publică locală va depune coroane la Monumentul Eroilor de la Școala Generală numărul 3 și de la Protopopiat, după care urmează spectacolul artistic în jurul orei 12 și tot atunci se vor împărți și porțile de fasole cucărnați. Pentru cei care țin post, vor fi doar fasole. Un pahar de vin, țuică și la mașină. Viceprimarul a mai anunțat faptul că aleșii locali nu vor mai merge personal la toate monumentele eroilor din Pașcani și suburbii, ci vor fi delegați polițiști locali și funcționari publici care să depună coroane în semn de omagiu pentru eroii țării.